Bun găsit, prieteni! Unul dintre cele mai frumoase modele de scutere produse de Yamaha este X-Max de 400, cel lângă care mă aflu. Iar gama X-Max a fost introdusă pe piață de Yamaha în 2001. Prin tradiție, toate modelele din această gamă au fost recreaționale, nu utilitare. Și pentru asta, Yamaha a creat o nouă categorie, scutere sportive. Caracteristicile unui astfel de scuter sportiv sunt ușor de înțeles. Niște forme foarte atrăgătoare, niște detalii cu multă atenție lucrate și performanțe ale motorului. E foarte greu de comparat un astfel de scuter de 400 cu altă capacitate cilindrică, pentru că la categoria 400 sunt foarte puține modele concurente și principalul este legendarul Suzuki Burgman de 400. Yamaha aproape că a produs acest model X-Max ca să fie superior concurenței. Și pentru asta l-a construit cu un ampatament mai mic, cu 50 de mm, cu 5 kg mai ușor, și lovitura de teatru pe care Yamaha a pregătit-o concurenței a fost dotarea acestui scooter cu control al tracțiunii. Prezentarea unui scooter trebuie să fie, după părerea mea, diferită de cea a unei motociclete, pentru că criteriile de alegere a unui scooter sunt complet diferite de cele ale unei motociclete. Nu alegi un scooter din pasiunea pentru scutere, ci pentru utilitatea unui astfel de scooter. Și atunci, datele tehnice care sunt relevante sunt complet diferite. Nu cred că sunt mulți proprietari de scuteri care sunt interesați de newton metru, de ce diametru are etrierul de frână sau raportul de compresie al motorului. Sunt importante puterea motorului, consumul, volumul compartimentului de bagaje, ce alte dotări suplimentare are scuterul respectiv și, bineînțeles, prețul, care poate fi și el foarte important. Și o să încerc să vă răspund la cele câteva puncte de interes în ordine. În primul rând, Yamaha X-Max 400 este echipat cu un motor în 4 timp, două axe cu cam în cap, motor care produce o putere maximă de 33 de cai. Consumul mediu declarat de producători este de 4,2 litri, iar compartimentul de bagaje este foarte generos. Aflat sub șa, sub șaua enormă, în acest compartiment au loc două căști integrale și o gentuță între ele. În afară de acest spațiu principal, mai există două compartimente aflate în carenaj, în stânga și în dreapta picioarelor pilotului. Unul este deschis mecanic și atenție ce lăsați în el în timpul nopții, cel de-al doilea este acționat de același contact principal, de la care se acționează toate capacele care se deschid, inclusiv accesul la rezervorul de benzină. Până aici toate bune. Are dotări, are volum mare în care pot fi depozitate tot felul de lucrușoare, dar am ajuns la preț. Aici s-ar putea să vă surprindă prețul, pentru că ăsta e prețul normal pentru un scooter sportiv de 400 de centimetri cubi. Dar nu este chiar ieftin. Vorbim de 6.990 de euro, același preț pe care îl are și Suzuki Burgman de 400. Dar asta nu înseamnă că dacă amândouă scuterele cele mai importante din această categorie costă la fel, prețul este accesibil. Probabil că un astfel de scooter sportiv, ca să nu-i spunem de lux, nu se adresează chiar oricărui folositor de rând, ci cuiva care a ales această soluție de descongestionare a traficului, de evitarea folosirii mașinii în momentul în care are acasă o mașină foarte scumpă. Dar asta nu înseamnă că scooterul nu s-a bucurat de succes. Numai în cursul anului trecut, în România, s-au vândut peste 20 de astfel de unități din modelul X-Max 400. Și dacă facem referire la volumul total al vânzărilor de motociclete și scutere mari din România, asta înseamnă că X-Max 400 reprezintă undeva la 2% din piața din România. O cifră impresionantă, aș putea spune. Vi l-am tot lăudat și o să spuneți că m-am îndrăgostit de Yamaha X-Max 400, dar sunt dator să vă atrag atenția că există și câteva inconveniente în situația în care scuterul este folosit în România. În România pe care o știm, cu străzile nu cele mai bune din lume. Scuterele sportive și, în general, motoarele sportive sunt făcute pentru
un stil de pilotaj mai agresiv și pentru viteze mai ridicate, în condiția în care suprafața pe care rulează este perfectă. La noi nu este perfectă. Și atunci amortizoarele sunt destul de dure. Cele din față sunt tari, iar alea din spate sunt tar rău de tot. Așa că dacă vă gândiți să-l cumpărați ca să veniți de la Corbeanca până la București, e bine. Dar dacă traversați o porțiune de drum pietruit, alegeți altceva, că nu e treabă. În al doilea rând, frânele la fel, sunt făcute destul de dure. Cel puțin frâna din spate este foarte dură, dar nu din greșeală. Ea este făcută special din jocul diametrelor componentelor acestei instalații, ca să ne aducă aminte că roata de spate se blochează foarte ușor. Și atunci, dacă acționezi mai greu maneta, precis n-ai să blochezi roata de spate. În rest, numai de bine. Până la povestea viitoare, mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!